Aș dori pentru început să citim trei versete din Sfânta Scriptură. Primul din Efeseni, capitolul 2, versetul 14. Vă invit respectos să ne ridicăm, ne va face bine lucrul acesta. Efeseni, capitolul 2, versetul 14 iar apoi din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 2, versetele 13 și 14. Cuvântul Domnului spune așa, începem cu Efesen 2, versetul 14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, versetele 13 și 14. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Noi știm că Domnul Iisus Hristos este pacea noastră și el este răspunsul la toate nevoile cu care omul se confruntă Cine vrea pace are nevoie de Hristos, cine caută pace are nevoie de Hristos. Fără Hristos nu există pace. El a adus pacea. El a adus pacea în lume, el a adus pacea în inimi. El a adus și aduce pacea în biserică, El este pacea, pacea noastră a tuturor. De aceea ne salutăm cu pace. Pace s-a rostit în ziua în care Domnul s-a născut, pace pe pământ. Și pace a rostit Domnul după ce a înviat. Pace vouă, a spus Hristos Domnul ucenicilor. I-a binecuvântat și le-a lăsat pacea. În acest sezon, în această vreme, în aceste zile de sărbătoare, declarăm din nou pacea Domnului Isus Hristos peste poporul său și ne oprim pentru câteva momente să ne minunăm, să ne bucurăm de pacea pe care El ne-a adus-o. Și să rugăm ca această pace să-și mai găsească loc în inimile care nu o au. Există patru tipuri de pace la care mă opresc în seara aceasta, sunt chiar mai multe, dar mă opresc la patru sau patru dimensiuni ale păcii pe care Hristos le-a adus. Prima este pacea cu Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu. Frați și surori, iubiți prieteni, iubiți tineri și cei care vă închinați împreună cu noi. Noi am fost dușmani cu Dumnezeu, dușmanii lui Dumnezeu. Omul este dușman cu Dumnezeu și se face vrășmaș cu Dumnezeu atunci când trăiește după mintea lui, după pornirile lui, după gândul lui. După poftele lui, după dorințele lui, prin păcat omul s-a făcut vrășmaș cu Dumnezeu. Și Dumnezeu pentru aproape 400 de ani a întrerupt comunicarea cunoscută cu omul, chiar cu poporul Israel. Să nu mai vorbim de neamuri și de păgâni care nu știau nimic despre Dumnezeu. Puteau să prind anumite semnale din creație, privind în jur, să știe că există un Dumnezeu, dar Dumnezeu nu le fusese descoperit. Până și evreii care au avut legea, cărora li s-a descoperit voia lui Dumnezeu, până și ei trăiau în întuneric. Imaginați-vă cât de mare era întunericul în lume, dacă Israelul trăia în întuneric. Poporul ales. Poporul căruia i s-a descoperit Dumnezeu trăia în întuneric, a devenit vrășmaș cu Dumnezeu. Lumea întreagă a întors spatele lui Dumnezeu într-un astfel de context. S-a coborât Iisus, Fiul lui Dumnezeu, în lumea noastră ca să facă pace între om și Dumnezeu, lucru care era imposibil fără de El fără de Hristos, n-ar fi fost niciodată pace între oameni și Dumnezeu. Roman 5 cu 1. Deci fiindcă suntem socotiți, neprieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Coloseni 1 cu Și să împace totul cu sine prin El să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. S-a vărsat un sânge, un sânge sfânt neprionit pentru ca zidul care exista între noi și Dumnezeu să fie dărâmat, să fie surpat. Și între noi, între creația păcătoasă, creația care trăia în întuneric și Dumnezeu care este sfânt, să se poată face pace. În seara aceasta celebrăm, sărbătorim această pace. Ca și copila lui Dumnezeu, ai pace cu Dumnezeu. Adică ești în relație bună. Adică. Pot să spui tată și el să spună fiu. Adică nu ești în război, adică ți este prieten, avem pace cu Dumnezeu și mulțumim pentru această pace. Apoi, al doilea tip de pace sau a doua dimensiune a păcii pace, este pacea lui Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Adică o pace despre care spune Scriptura că întrece orice pricepere, Filipen 4 7, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, adică e inexplicabilă. Dumnezeu are o pace care depășește nivelul nostru de a înțelege lucrurile. Adică, Dumnezeu nu-i niciodată tulburat, Dumnezeu nu-i niciodată agitat, Dumnezeu nu-i niciodată îngrijorat, Dumnezeu nu-i niciodată luat prin surprindere, Dumnezeu niciodată nu zice, wow, dar la asta nu m-am așteptat sau la asta nu m-am gândit. Pacea lui Dumnezeu este de plin, este perfectă, este desăvârșită și întrece orice pricepere. Această pace pe care o are Dumnezeu, la un nivel desăvârșit, El vrea să o împărtășească cu noi, să ne dea din această pace și nouă. Asta înseamnă că noi ar trebui să avem o pace inexplicabilă, o pace care. Să-i pună pe oamenii în uimire, mire, chiar și pe noi. Să zicem, mă, dar în contextul ăsta eu am pace. Mai cum să ai pace că ești bolnav și boala e terminală și nu sunt medicamente? Nu știu cum, dar așa am o pace și o liniște. Nu sunt îngrijorat, nu sunt frământat. Extraordinar. Dar cum explici pacea asta? Nu știu cum să o explic. Este pacea lui Dumnezeu. Pacea pe care El o împărtășește cu noi. Ne face parte din ea. Ne dă și nouă din această pace. Iată ce spune Colosen 3 cu 15. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați. Ca să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre. Pacea lui Hristos, adică pacea pe care o are Hristos și pe care vă dă Hristos. Și apoi versetul de aur la capitolul ăsta, Ioan 14 cu 27. Vă las pacea. Care pace? Vă dau pacea mea, spune Hristos. Vă las, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, vedeți? Pacea lui Dumnezeu, pacea lui Hristos e diferită de pacea lumii. Nu, nici nu se poate amesteca, nici nu pot fi puse în aceeași frază. De aceea spune El să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Frați și surori, uneori ne mirăm chiar de frații noștri că sunt înfricați, sunt. Speriați, sunt îngroziți, sunt impacientați, numai pace nu au. Uneori e ciudată lipsa de pace, în timp ce ar trebui să fie ciudată abundența păcii la nivelul la care numai Dumnezeu poate să o dea. Binecuvântat să fie numele Lui. Gândește-te de câte ori ai fost într-o situație și ai trecut prin faze în care. Mă n-am pace, mă n-am. N-am pace, mă nu pot să dorm liniștit. Eu am trecut. Fraților, eu am trecut. Acum eu fi unul dintre ei mai slab, dumneavoastră sunteți mai tari, dar mă gândesc că măcar unii dintre dumneavoastră ați trecut prin faze din astea de frământare. Ce o fi, cum o fi? Ori finanțele, ori politica. Păi dacă încep de politică, nu mă apace noi. Acolo începutul războiului. Dacă încep de diet, numai pace noi. Nu Vorbești de diet și de mâncare. Să vezi, de la, de la vegetarian la carnivor, tot, tot, se potrivește. Depinde unde e fiecare. Unul insistă la ale lui, celălalt insistă la ale lui. Nu-i pace. Politică, republican și democrat, Ăștia nu o să se înțeleagă niciodată. Și bine că nu o să se înțeleagă, că e așa ca și alb și negru, lumina și întunericul. Și noi știm unde e lumina și știm unde e întunericul. Știm unde e adevărul și unde e minciuna. Dumnezeu să aibă milă să binecuvânteze America. Lipsă de pace, neliniște, tulburare cu copii, Cu copii dacă ai trei, patru, doi, poate chiar unul, te uiți și ți-a furat pacea. E extraordinar când, când eram tânăr și aveam, aveam copiii mici și unii treceți pe aici, alții ați trecut. Ai zis, măi, copiii sunt așa de neliniștiți, mă, când o să crească mari să mă pot înțelege cu ei? Că nu stau locului, nu stau locului, nu te poți înțelege cu ei. Unii ori zici că sunt turci, nu americani sau români. Mai nu te poți înțelege cu el. Îi spui de trei ori și nu aude niciodată. Unii ori îi spui și ai impresia că e beton el și că are timpan, are timpan ostupat sau nici măcar nu-i cu căștile, dar nu te aude. Eu uneori rămân uimit când văd Copii mici la care strigă mama, tata sau bunicul și ei se duce așa ca și cum ai fi un stâlp de telegraf acolo. n, -n are, nu îl deranjează nimic. Și zici, mă, abia aștept să crească mari. Eu vreau să vă încurajez, pe părinții tineri care aveți copii, bucurați-vă acum de toate nimicurile astea, că pe când cresc mari, vin cu un alt bagaj. Vin atunci să vedeți probleme care le aduc și care apar. Când copiii cresc mari și au decizii și deciziile lor sunt proaste, nu sunt înțelepte, nu sunt biblice, când încep să facă ce vor ei, mă, dacă ar mai fi mici odată, mă, n-am știut să mă bucur de ei câtă vreme au fost mici. Alea au fost probleme mici. Este, este, diferența între copilul mic care cere un dolar și copilul mare care cere o mie de dolari. Că cam acolo ești. În astfel de context, cu copiii, cu soțul, cu soția, cu celelalte, ajungem la capitolul ăsta, trebuie să te bucuri totuși de pace. În contextul ăsta în care oriunde te întorci. Și chiar mă gândesc, în, în anul ăsta, în 23, ne așteaptă 24, fraților, îs patru ani de când a început COVID-ul. Îs patru ani, nici nu vine să cred, extraordinar. Ce? Cum au trecut patru ani, dar ni-o furat. ni au furat ăștia mari, doi ani de zile, 3 ani de zile, ni au furat și au băgat în buzunar și am pierdut, așa s-au dus printre degete, până simțite. Dar te uiți acum și la, la fiecare aspect, aspectul moral al societății, dezastru. Israelul și poporile care îl înconjoară, dezastru și Middle East. Ucraina, Rusia, dezastru. China, Taiwan și partea aceea a lumii. Doar un chibri trebuie. Dezastru. Te uiți între oameni, între vecini, te uiți în familie și zici, vai, Doamne, oare ce va fi? Fraților, la sărbătorile astea vreau să vă spun ce spune Scriptura. Hristos este pacea noastră și pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. De aceea spune Hristos, Domnul, vă dau pacea, vă las pacea mea, nu pacea lumii. Că de la lume nu te poți aștepta la pace. Că menirea lumii este să te înfrice, să te îngrozească, am mai spus și cu alte ocazii lucrul ăsta, dar nu-i prea mult. Fraților, oriunde te uiți, te înfrică și te înfrică pentru ca să cumperi ceva. Nu-ți dai seama. Dacă vrea să-ți vândă alarmă la casă, îți arată imagine cum sparge cineva casa. Nu-ți arată imagini cum stă familia liniștită la masă. Că nu-i cumpără nimeni. Îți arată imagine cum sparge hoțul casa. Și tu zici, mă, să nu mi se întâmple și mie. Și ai cumpărat alarmă. Ca să cumpere asigurare, ca să cumpere orice, îți arată că ești în pericol. Te-mi frică, zici, mă, să nu pățesc eu. Și adevărat, se poate întâmpla. În ce privește sănătatea? Mă, e sănătos și plătește asigurare 20 de ani, 30 de ani. Plătește asigurare și n-ai nevoie de doctor. Noi românii mai ales nu prea mergem la doctor. Nu știm cum arată doctorii. Nu avem nevoie de doctori. Noi nu-i ținem în business. Dacă lumea ar funcționa și America ar funcționa după noi românii, și avocații, și doctorii ar cam fi șomeri, jumătate dintre ei. Că noi nu prea avem nevoie. Nu luăm medicamente, mai luăm vitamine dacă îi, dar nu prea avem nevoie de doctori, decât rară, de, de urgență. Și plătești asigurare 30 de ani. Și după când nu mai plătești și n-ai asigurare, atunci ai nevoie de ei. Atunci te îmbolnăvești. Și când auzi, trebuie să cumperi, trebuie să cumperi. Ori unde te uiți în lume, urmăriți fiecare domeniu, fiecare aspect. Te frică Și pentru că te frică trebuie să cumperi, trebuie să cumperi ceva ca să fii liniștit. Trebuie să fii înarmat ca să nu te omoare, să nu te împuște hoții și criminalii. Trebuie să ai asigurări și lista continuă. Frați și surori, Hristos este pacea noastră. Cei care l-au pe Hristos, Domnul, trebuie să aibă această pace inexplicabilă. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Dumnezeu să ne binecuvinteze. 3. Pacea între oameni. Pacea între oameni. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între. Între oamenii plăcuți Lui. Pace pe pământ între oameni. Asta e mai greu. Asta e mai greu. Pacea cu Dumnezeu, slavă Domnului care a rezolvat-o Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Pacea Lui Dumnezeu ne-o dă El. Inexplicabilă. La pacea între oameni avem și noi de lucru un pic. Adică mai trebuie să taci. Mhm. Uh -huh mai trebuie să înghiți. Mai trebuie să ai răbdare. Trebuie să fii uneori mai civilizat, mai cioplit, mai finuț, mai atent. Că dacă nu-i război, până și la biserică, trebuie să ai grijă când vii la biserică și îi spui nu frate, fă mai încolo, trebuie să ai grijă. Trebuie să ai grijă cum îi spui. Ca nu cumva să ți-l faci dușman trebuie să ai grijă cum îi spui unuia care vine și vrea să se așeze lângă tine. Bă, nu te pune aici că aici ai locul pentru nu știu cine, trebuie să ai grijă. Trebuie să ai grijă. Pacea între oameni trebuie întreținută. Și oamenii care au pacea lui Hristos știu să trăiască și în pace unii cu alții. Au zis Roman 12 cu 18. Dacă este cu putință întrucât atârne de voi, Trăiți în pace cu toți oamenii și cu aia de la business, cu aia e cel mai greu. Dar începe de la cei din biserică. Vreau să spun că dacă nu știi să trăiești în pace cu frații din biserică, nu poți să trăiești în pace cu nimeni. Nici n-ai șanse. La, la business și cu oamenii nepocăiți, dacă cu oamenii pocăiți, oamenii care se numesc copii ai Lui Dumnezeu, cei care poartă numele de mântuiți, dacă cu ăștia nu te poți înțelege, dacă cu ăștia nu poți să ai pace, să nu spui că o să ai pace cu păgânii și cu oamenii fără Dumnezeu. Pacea care o duce Dumnezeu, care ne-o dă Dumnezeu, ne ajută și noi să trăim în pace unul cu altul. Renunțați la gelozie, la, la invidie. Nu vă mai judecați după pantofi, după poșete, după încălțăminte, după fizuri, după cămașă, după culoare. Nu mai lăsați lucrurile astea, pentru că astea nu te ajută ca să trăiești în pace și în armonie cu frați. Pentru frați trebuie să ne rugăm, pentru, pe frați trebuie să îi îngăduim. Mă, unul o fi mai slab ca tine, altul poate vorbește... Cum Trebuie să vorbească, dar tu ești mai matur, tu ai pacea lui Hristos, pe tine nu te deranjează. Și dacă spune cineva, bă, fă încolo, și dacă spune cineva, bă, frate, mă rog pentru tine, văd că tu ești mai slăbuț, așa, da? Slavă Domnului că pot să duc. Unii ori trebuie să avem pielea mai groasă, să putem să ducem, că nu toți în jurul nostru sunt maturi. Avem pretenție la toată lumea, dar nu avem pretenție la noi. Toți să se poarte frumos, dar noi suntem absolviți. Văd lucrul ăsta pe stradă. De câte ori poate nu am mai amintit, îl văd pe stradă. Și singur sau cu cineva dacă mă duc, sau cu soția dacă merg. Mă, mă, trebuie să avem grijă. Lumea e nebună, mă. Nu-i nu politicoasă. Fiecare om crede că e linia lui, mă. Mă, el în mintea lui când s-a pornit mă, asta e linia lui. Asta e viteza pe care el o, o reglează și nu nu-l interesează. Și dacă te-ai băgat în fața lui și dacă ai loc, are impresia că ai luat ceva, mă. Să mai salută oamenii cu semne ciudate și zici, ba, să mai înjură. Și zici, mă, dar ce am făcut, mă? Dar nu, nu i-am făcut nimic. Numai i s-a părut, i s-a apărut altuia că te-ai băgat în fața lui. Și stau și mă gândesc, bine, mă, m-am băgat în fața lui, dar ce am luat? Cu ce l-am păgubit? Și am zis, auzi, dacă vrea să bage cineva în fața ta, lasă să se bage în fața ta. Nu, nu. De ce te agizi? Ce te grăbești așa de tare? O, cu o secundă, dacă ajungi cu două secunde mai repede, ai ce liniștit ești, nu? Ai plecat undeva. Ai câștigat două secunde, că nu s-a băgat unul înaintea ta. Dumnezeu să binecuvânteze poporul Domnului. Să știți, fraților, sunt lucruri mărunte, dar care afectează viața și pacea și liniștea. Am pățit odată, așa m-a tulburat, așa de necăjit am fost, că n-am -am știut ce se va întâmpla. Câțiva ani în urmă am ieșit de pe freeway și unul care venea pe frontridge road a avut impresia că m-am băgat în fața lui prea dintr-o dată, dar eu n-am avut ce să fac, pentru că am ieșit de pe freeway și trebuia să iau la dreapta imediat. Și el, eu nici n am băgat de seamă, nu am băgat de seamă lucrul ăsta, că nu era așa de aproape, dar el venea cu viteză mai mare ca și mine, și s o părut că m-am băgat în fața lui. Și imediat, cum eu am încetinit ca să mă opresc la semafor, imediat el a trecut pe lângă mine cu viteză mare, s-a băgat în fața mea și a pus un stop imediat. Acolo nu numai că a pus stop, s-a dat afară din mașină. Era și unul de ăsta, nu știu cum să zic, dar arăta bătăuș, arăta rău. N-a ca un frate de-al nostru. Și cu mâinile, s-a apropie de mașină, s-a dat, s -apropie de mașină. Eu am stat la volan, zic, Mă, ce să fac cu asta? Păi ce să fac? Nu mă pun la, cu mintea lui? Nu mă iau cu el de șireturi? Eu eram la volan, am trecut pe lângă el, l-am ocolit și mi-am văzut de drum, mi-am făcut așa semn că, you know, I'm sorry, what's the problem? Când te duci în oraș, când ieși de la biserică, când te plimbi, când mergi la shopping, găsești tot felul de oameni, dar am impresia că tot mai nerăbdător, tot mai lipsiți de respect, tot mai ciudați, oameni care consideră că alții trebuie să se poarte frumos cu ei, dar ei n-au responsabilități. E teribil chestia asta. This entitlement, măi, dreptul meu, eu trebuie, eu am prioritate, eu am dreptul. Vreau să vă felicit, acum vă spun una dulce, că așa trebuie dat și ceaiul mai trebuie pus câte o, o bomboană în el. Când ieșim de aici din parcarea în biserici, am văzut că sunteți foarte, foarte atenți. Și fiecare de loc, și la unul, și la celălalt, o mașină vine dintr-o parte, o mașină din cealaltă. Mare grijă, mare atenție. Asta dovedește că suntem oameni cu bun simț, oameni civilizați, oameni care ne respectăm unii pe alții. Să ținem tot așa, Dumnezeu să ne ajute. Dovedește ceva, dar să nu se încheie aici, la biserică, în parcarea bisericii. Asta să meargă cu noi mai departe. Pentru că trebuie să trăim în pace cu oamenii, în... cât atârnă de noi, cât depinde de noi, cât depinde de tine. În biserică, la business, la job, pe stradă, la shopping și oriunde refuză să te iai la harță cu oameni, refuză să te cerți cu oameni. Ce dă? E mai bine să pleci capul, e mai bine să pierzi în fața oamenilor, dar să câștigi în fața lui Dumnezeu. El, Hristos, este pacea noastră. Și prin El putem să trăim în pace. În pace în biserică, în pace în conducere, în pace între frații slujitori. Credeți că e ușor? Nu e ușor, în pace. Formații, vedeți când veniți mai mulți într-un loc. Unior te mir, mă, ce idee mai are și ăla. Câte unul mai zice ce nu trebuie să zică. <laughs> și se împlinește ce spune înțeleptul, că dacă ar fi tăcut, ar fi trecut drept om înțelept că așa se vede că nu sunt mulți oameni înțelepți. Pentru că oamenii preferă să tacă și e ok, decât să vorbești prostii, mai bine să taci să nu zici nimic. Dar când îți mai mulți împreună și când încep ori la o repetiție, ori între frații slujitori, ori la conducerea bisericii, ori pe internet, mai, mai aflu de la soția, că este un pentru vecini de acolo, și îmi spune, măi, nu este un subiect care să se deschidă, să nu se facă război. Orice subiect se deschide, să face război. Și unul zice într-un fel, și unul în celălalt, și unul într-un fel, și unul în celălalt. Imediat zice, să ceartă lumea. Nu știu ce-i cu lumea asta. Asta e, oamenii nu știu să trăiască în pace. Cei care l-au pe Hristos știu să trăiască în pace. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu pacea Lui. Apoi, e pacea în inimă. Deci e pacea cu Dumnezeu, e pacea lui Dumnezeu, e pacea între frați și e pacea din inimă, care oarecum se suprapune cu pacea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă pacea lui în inima noastră. Ca să ai pace în inimă, să ai liniște în suflet, în primul rând trebuie să străiești scopul, chemarea, Frații și surori, toți am fost creați de Dumnezeu pentru Dumnezeu. Ascultați o logică simplă. Dumnezeu, care este Creatorul tău și al meu, nu ne-a creat pentru lumea asta, ci ne-a creat pentru El. Ar fi absurd să crezi că Dumnezeu te-a creat pentru lumea asta și numai pentru lumea asta. Ar fi absurd. Și așa de multă lume crede că Dumnezeu i-a creat doar pentru lumea asta. Dumnezeu ne-a creat pentru El, pentru slava Lui, pentru ca să slujim Lui. asta e chemarea noastră. Nu poți să ai pace, nu poți să fii fericit dacă nu îți trăiești chemarea și menirea pentru care te-a creat Dumnezeu. Acum eu n-am N-am ceas la mână, dar nici n-am nevoie de el, că avem trei ceasuri pe, pe perete și mai avem și telefoane. Dar cei care aveți ceas, de ce purtați ceas? Ce face ceasul? care e scopul pentru care a fost creat un ceas? Ca să spună timpul. Te uiți la ceas să vezi la cât e ceasul. Corect? Telefonul. Acum telefonul are multe scopuri, dar să-l reducem. Telefonul e ca să vorbești cu oamenii. În primul rând, acum telefonul e și computeri, și ceas, și calculator, e și tot ce vrei. Vine și artificial intelligence mai deștept ca noi, ne bagă pe toți în buzunar, își angajează telefonul oameni, mâine, poi mâine. Nu, a, nu, nu, ne folosim noi de telefon, să folosește, și nu ne folosim noi de computer, să va folosi computerul de noi. Mâine, poi mâine, computerul ne spune ce avem noi de făcut și cum trebuie să gândim și cum trebuie să umblăm. Urmează în generația asta care vine. Dar telefonul, de exemplu, a fost creat ca să, ca un instrument ca un accesoriu pe care îl folosim ca să comunicăm, să vorbim când suntem la distanță. Acum nu avem nevoie de telefon. Că acum ne vedem unii pe alții, nu? Și ne auzim. Nu avem nevoie de telefon. Unii sunt la telefon că vor să mă audă cum predic la telefon. Cred că au intrat pe direct la, la, la uh, site-ul Bisericii să vadă cum se vede pe website. Mă gândesc că de asta uneori, unii câteodată pornesc telefonul ca să se conecteze, să vadă dacă merge mai bine pe telefon. Vreau să vă spun că nu merge mai bine pe telefon. Cel mai bine merge live. So, ne bucurăm de live, de ceea ce ne dă Dumnezeu aici. Scopul telefonului să vorbim. Mașina. Mașina. De ce a fost creată mașina? Care e scopul mașinii? Ca să te ducă de la punctul A la punctul B. Haina de ce a fost creată? Ca să te îmbraci cu ea, să îți acopere trupul și să-ți țină de căldură sau de frig. Depinde de sezon și depinde cu ce te îmbraci. Oriunde te uiți, amvonul, scrinu, ceasul, camera, băncile, Uitați-vă la orice lucru, uitați-vă în jurul dumneavoastră, gândiți-vă la orice lucru și veți vedea că fiecare a fost creat cu un scop. Are o menire, o chemare. Păi cu telefonul, nu mă joc fotbal, nu mă joc fotbal, fotbal mă joc cu mingea, că aia a fost creată, nu? Ciorapii, nu-i pun pe mâini nu predicăm noi nici cu mănuși, cum am arătat să venim cu mănuș aici. Mai rupem pâinea și facem cina cu mănuși pentru motive de igienă și foarte bine lucrul ăsta. Dar ciorapii îi punem pe picioare și mănușile pe mână. Fiecare obiect, fiecare lucru are un scop. Care e învățătura morală de aici? Noi am fost creați de Dumnezeu cu un scop. Scopul pentru care am fost creați este ca să slujim lui și aducem slavă lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze să ne trăim menirea. Să nu crezi că o să ai pace și liniște și fericire trăind un alt scop în afara scopului lui Dumnezeu, în afara menirii pentru care te-a creat Dumnezeu. Deci dacă vrei să ai pace în inimă, trebuie să străiești chemarea. Ești fericit, ești împlinit, ești mulțumit pentru că trăiești voia lui Dumnezeu. Atunci când prioritizezi voia lui Dumnezeu, iară ești fericit și împlinit. Peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pace și îndurare, Galaten 6 cu 16. Peste cei ce vor umbla după dreptarul acesta să fie pace. Peste cine dă Dumnezeu pace? Pentru cei care fac o prioritate din voia lui Dumnezeu. Cei care spun cel mai important lucru pentru viața mea este să fiu în voia lui Dumnezeu. Mă interesează voia lui Dumnezeu. Ies. Mă interesează voia lui Dumnezeu în familie. Mă interesează voia lui Dumnezeu în business. Mă interesează voia lui Dumnezeu și când cumpăr și când vând. Mă interesează voia lui Dumnezeu cu privire la pașii mei, cu privire la locul în care mă duc, cu privire la activitățile mele. Mă interesează voia lui Dumnezeu. Când te interesează și faci prioritate din voia lui Dumnezeu, beneficiezi de pacea lui. Romani 2 cu 10. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, prioritizezi voia lui Dumnezeu, cauți binele, acolo vine pace. Nu se poate să ai alte scopuri și alte interese și să ai pace. Să mergi seara la culcare liniștit. Ascultă-mă, frate sau soră sau prieten, poate vorbesc la 1 sau la 10 în seara asta, dar dacă mergi seara la culcare și ești tulburat și neliniștit, și nu ai pace în suflet. Puneți întrebarea dacă ai făcut prioritate din voia lui Dumnezeu. Puneți întrebarea dacă te interesează voia lui Dumnezeu sau te frămânți doar pentru lucrurile acestei lumi. Că acolo nu este pace. Pacea în inimă vine când te separ de păcat. Când fugi de păcat. Când ocolești păcatul. Isaia 48 cu 22 spune cei rău, cei răi n-au pace, zice Domnul. Evrei 12 cu 11. Este adevărat că orice pedeapsă, ascultați cu atenție, deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Care este roada neprihănirii? Pacea. Pacea e o roada neprihănirii, de fapt este și roada Duhului, a treia roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea. Neprihănirea rodește pacea. Oamenii care trăiesc separați de păcat, oamenii care trăiesc în voia lui Dumnezeu, Oamenii aceia se bucură de pace și au liniște. Aduți aminte cum ai dormit și ce te-ai gândit seara după ce ai căzut în păcat. Aduți aminte. Aduți aminte cât de frământat ești atunci când deschizi telefonul sau computerul sau televizorul și te uiți unde nu trebuie. Și vrei să mergi la culcare și imaginile și gândurile și frământările nu-ți dau pace și nu poți să dormi. Că n-ai cum să dormi. Pentru copiii lui Dumnezeu pacea se coboară ca un rezultat al neprihănirii. E normal ca să n-ai pace când trăiești în păcat. E normal ca să n-ai pace când Dumnezeu e pe locul 3, 4, 5 și 7. E normal lucrul ăsta. Și e conștiința și e Duhul Sfânt care strigă, întoarce-te, vin înapoi. Caută fața lui Dumnezeu și ascultă-mă, dacă trăiești în păcat, dacă nu faci voia lui Dumnezeu și ai pace, ai pace, ceva ai greșit în inima ta. Ceva s-a întâmplat greșit. Ori dormi de-a binelea, ori ai murit din punct de vedere duhovnic și trebuie să te întorci din nou la Dumnezeu. Ce dorim noi în seara aceasta? Pacea Domnului Isus Hristos, El care a dus pacea în lume. Sărbătorim pe Prințul Păcii, Sărbătorim pe Domnul Păcii, Sărbătorim pe Împăratul Păcii, Îl Sărbătorim pe Cel care este pacea noastră. El ne-a dus pacea cu Dumnezeu, El ne dă pacea lui Dumnezeu, El ne ajută să menținem pacea între noi, El ne umple de pacea Lui în inimile noastre. Dar pacea asta depinde de modul în care trăim. Dumnezeu să ne ajute să ne despărțim de tot ce este rău și să ne lipim cu inima și cu mintea de Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți și surori. Doresc să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Doresc să mulțumim Domnului pentru ziua de azi. Mâine seară ne vom întâlni din nou la slujbă cu ajutorul Domnului la orele 5. Dar acum ne încredințăm în brațul Domnului prin rugăciune. Ne rugăm cu toată biserica, ne rugăm pentru cei care n-au pace. Frați și surori, să știți că sunt dintre ai noștri care n-au pace. Diavolul le-a furat pacea. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea pace și liniște. Ne rugăm pentru cei care sunt separați de Dumnezeu, pentru un motiv sau altul, sau separat de Dumnezeu și de biserică, Dumnezeu să coboare cu pacea lui. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu pacea lui pe toți. După ce ne rugăm cu toată biserica, prin fratele Marcel Hatos, de aici, de la microfon, vom mulțumi Domnului pentru seara aceasta și ne vom încredința pe brațul Domnului la despărțire. Cu toții, cu capetele plecate, ne închinăm.